Bacău. În conformitate cu prevederea de articolul 133, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera și articolul 196, alineatul 1, litera D, în ordonanța de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Bucium în ședință publică ordinară în data de 22 noiembrie 2021, orele 9 la sediu Comunului Cultural Bucium. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului taxe speciale de salubrizare pentru anul 2022 inițiativă primarul comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium Naga, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor care frecventează cursurile la școala gimnazială Comuna Bucium. Pentru semestru 1, anul școlar 2021-2022, inițiator primarul comunii. 4. Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitului și taxelor locale pentru anul 2022, inițiator primarul comunii. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestru 3, anul 2021 al comunei Bucium, inițiator primarul comunii. 6. Proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Bucium pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău SA din 06/2012-2021 inițiator primarul comunei. 7. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Bucium pe semestru 4 anul 2021 inițiator primarul comunei. 8. Rapoarte anuale de activitate ale Consiliului Local și Viceprimarul Comunei. 9 diverse. Doamna președintă. Mulțumim, domnule primar. Spunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Spunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, vă rog să ne expuneți proiectul de hotărâre numărul 1. Referat din motivarea la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. Doamnelor și domnilor consilieri, la baza inițierii prezentului proiect de hotărâre a stat adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău numărul 2913 din 1-11-2021, prin care mi s-a recomandat adoptarea hotărârii privind la stabilirea taxei de salubritate aferent anului 2022, conform celor prevăzute în planul anual de evoluție a taxului și tarifelor pe care mi l-a transmis în anexa pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici. Pornind la aceste aspecte, am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care vin cu propunerea de aprobare a cuantumului taxe speciale de salubritate, ținând seama de recomandările comunicate pentru anul 2022. Precizez că anul trecut, prin hotărârea de Consiliu pentru persoane fizice, s-a aprobat o taxă de 7,74 lei persoană lună, conform planului de evoluție autorizat pentru anul 2022, cuantumul taxei este de 7,95 lei persoană lună, din care am propus ca întreaga sumă să se plătească de contribuabil, întrucât nu mai există posibilitatea ca această taxă să fie subvenționată de la bugetul local. Motivez această propunere prin faptul că cantitatea de gunoi colectată de la populație este foarte mare, respectiv o cantitate totală anuală care depășește 500 de tone. În ceea ce privește persoane juridice, agenții economici, conform numărul 4 din 11/01/2021, s-a aprobat plata taxei în funcție de cantitatea de deșeuri colectate de la aceștia, stabilindu-se un plafon minim de pornire, astfel 80 de lei la o cantitate minim colectată între 0,1 metri cub și 0,5 metri cub, urmând ca ceea ce depășea această cantitate minimală să fie taxată corespunzător. Am propus ca pentru anul 2022 această taxă să nu mai crească. Față de cele mai subvenționate, consider că proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022 trebuie supus pe analiză și aprobare de către dumneavoastră și sper că în urma dezbaterii să fie aprobat. Doamna președintă. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri lângă acest proces verbal. Nu sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnul Cibotar, am uitat. Niciun problem. Da. Membrii comisiei sunt de acord cu proiectul propus. Da. Da, trebuie. Nu e nicio problemă. În primar, aveți cuvântul pentru a ne expune proiectul de hotărâre numărul 2.
Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Buci Mânaga, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 22.11.2021. Doamnelor și domnilor consilieri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin adresa numărul 917-05-11-2021, însoțită de adresa SECE Compania Regională de Apă Bacău S.A., numărul 11503 din 30.09.2021, înregistrată la ADIP, sub numărul 773 din 30.09.2021, prin care se solicită ADIP să analizeze asupra necesității și oportunității formulării unei cereri de intervenție în dosarul numărul 2355 din per 110 per 2021 al Tribunalului Bacău. Arată necesitatea adoptării de către toate unitățile administrative teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 22.11.2021. Compania Regională de Apă Bacău S.A. este operatorul general regional la nivel de a 70 de unități administrative teritoriale din județul Bacău, în conformitate cu prevederile contractului numărul 556/29/11/2010, încheiat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIP, în numele și pe seama unităților administrative teritoriale membre, contract având ca obiect delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Conform prevederea articolului 16, alineatul 2, litera G, din statutul al ADIP, primirea printre atribuțiile adunării generale ADIP cu privire la activitatea proprie se regăsește și ca ceea ce cu privire la aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de ADIP în nume propriu, al căror valoare depășește echivalentul în lei a sumei de 10.000 euro, articolul 16, alineatul 2, litera G, din statutul ADIP. Având în vedere prevederea legii serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51/2006, rectificată cu modificările și completările ulterioare ordonanței de urgență numărul 109/2011 privind guvernanța corporativă al întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADIP și ținând cont de faptul că temeiul în dosarul anterior menționat este stabilit pentru data de 06/12/2021, așa cum rezultă din portalul oficial al instanțelor de judecată, este necesară aprobarea în regim de urgență a proiectului de hotărâre privind acordarea mandatului special cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 22.11.2021, comunicată cu adresa ADIP numărul 918/05/11/2021. Ținând seama de cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, având ca obiect acordarea mandatului special al reprezentantului legal în Unității Administrative Teritoriale Comuna Buciu Mânaga, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA ADIP din data de 22.11.2021. Motiv pentru care propun spre aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea acestui mandat. Doamna președintă. Mulțumesc. Doamna Moldoveanu, aveți cuvântul. Membrii comisiei, în urma studierii materialului, au fost de acord pentru tot cu cele propuse. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule președinte, domnule primar, aveți cuvântul pentru a ne expune proiectul de hotărâre de la numărul 3. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare acordate elevilor care frecventează cursurile la Școala Gimnazială Comuna Bucium pentru semestrul 1, anul școlar 2021-2022. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl analizăm și dezbatem astăzi în ședința Consiliului Local Bucium se referă la aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare pe tipuri, așa cum este prevăzut în lege, dar și cu urmare a repartizării sumelor cu această destinație de către Inspectoratul Județean Școlar Bacău prin decizia numărul 150 din 3103-2021, care sta la baza aprobării în bugetul local pentru anul 2021. Ca urmare a adresei numărul 1119 din 9-11-2021, transmis de Școala Gimnazială Comuna Bucium, Consiliul de Administrație a venit cu propunerea de stabilirea cuantumului burselor pe fiecare categorie cu încadrare în sumele repartizate după cum urmează. Bursa de merit 130 de lei, bursa de studiu 100 de lei, bursa de ajutor social 100 de lei. Numărul acestor burse fiind stabilit de Inspectoratul Școlar Bacău, respectiv 4 burse de merit, 6 burse de studiu și 35 de burse de ajutor social. Acordarea nominală a bursului către elevi este atribuția Consiliului Administrației a Școlii. Având în vedere cele prezentate, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumesc, doamna președintă, Moldoveanu, aveți
Materialul a fost studiat de către membrii comisiei și au aprobat favorabil proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, îi punem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru a expune proiectul de hotărâre numărul 4. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022. Doamne și domnul consilier, motivat de completarea cu un nou aliniat al articolului 491 din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal prin legea numărul 296/2020, care prevede că sumele prevăzute în tabelul prevăzut la articolul 470 aliniatul 5 și 6 se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare ale lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime de prevăzute din directiva 1999/62/CE din aplicarea la vehiculuri grele de masă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb al monedei euro și nivelurile minime exprimate în euro prevăzute în directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculuri grele de masă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrurilor Publice, Dezvoltării și Administrației. S-a inițiat prezentul proiect de hotărâre în conținutul care am propus ca impozitul pentru autovehiculele de transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone să fie indexate în funcție de această rată de schimb. Precizez că este singura modificare a impozitului pentru anul 2022, restul cuantumurilor rămând aceleași cum au fost stabilite prin hotărârea Consiliului Local numărul 18 din 20 aprilie 2021. Pentru aplicarea cât mai ușoară a cuantumurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, mai cât a cu toate impozitele și taxele locale a fost completată corespunzător. Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 în formă prezentată. Doamna președintă. Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei au studiat și sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri. Nu? Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul pentru următorul proiect. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 anul 2021 al Comunei Buciu. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3 al anului 2021 al Comunei Buciu și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Pentru fiecare din secțiunile la care am făcut referire au fost întocmite câte o anexă ce cuprind de sumele care au fost stabilite ca plan în trimestrul 3 anul 2021 și sumele respectiv procentele încasate la sfârșitul acestui trimestru. În analiza celor două anexe s-a constatat că, în ceea ce privește veniturile la bugetul local în trimestrul 3, au fost unele diferențe mai mari de 15% între plan și procentul de încasare la următoarele categorii de impozite și taxe. 1. Impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare încasat doar 10% din planul de 0,50 mii lei. 2. Sume defalcate din TVA încasat 63% din planul pe trimestrul 3. 3. Subvenții de la bugetul de stat încasat 56%. Rezultă așadar pentru secțiunea de funcționare un deficit de 49,50 mii lei, datorat în principiu de decalajele de încasări raportat la plan pentru categoriile de sume expuse mai sus. În ceea ce privește cheltuielile efectuate în cel de-al treilea trimestru al anului 2021 pentru secțiunea de dezvoltare, în analiza coloanei 6, în anexa la proiectul de hotărâre se poate constata că la punctul 14 din anexa 2 la proiectul de hotărâre în planul pe trimestrul 3 s-a prevăzut suma de 120,50 mii lei, atât la partea de venit, cât și la partea de cheltuieli. Analizând planul și cheltuielile efectuate în trimestrul raportat, se constată că cheltuielile efectuate au fost mai mari, rezultând un deficit de 24,69 mii lei, urmând ca până la sfârșitul anului bugetar să echilibrăm balanța venituri și plăți. Așa se prezintă execuția bugetului local al Comunei Buciu pe trimestrul 3, anul 2021 și având în vedere această expunere, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Domnule Cibotaru, aveți. Mulțumesc, doamna președintă. Membrii comisiei au studiat și sunt de acord cu proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri,
Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, domnule primar. Vă rugăm să ne expuneți proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Bucim pentru ședința adunării generale al acționarilor SC Compania Regională de Apă Bacău SA din data de 06.12.2021. Doamnelor și domnilor consilieri, SC Compania Regională de Apă Bacău prin adresa numărul 113.038 din 3.11.2021, înregistrată la primăria Bucium sub numărul de 4.096 din 12.11.2021, a fost convocat adunarea generală a acționarilor pentru data de 6.12.2021, argumentând necesitatea adoptării de către toate unitățile administrative teritoriale asociate a proiectului de hotărâre privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al unităților administrative teritoriale în adunarea generală a acționarilor ASC Compania Regională de Apă Bacău SA, la care Comuna Bucium este acționar. La baza argumentării se află legea Serviciului Comunitar de Utilități Publice, numărul 51/2006, republicată cu modificările și completări ulterioare, care dispune. La articolul 10, alineatul 1, alineatul 4, că unitățile administrative teritoriale pot mandata în condițiile legii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, având ca scop serviciul de utilități publice prin hotărâre ale autorităților de autorităților deliberative să execute pe seama și în numele lor dreptul de a delega, gestiona serviciilor de utilități publice transferate în responsabilitatea asociațiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziție sistemele de utilități publice aferente serviciului utilități publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităților administrației publice locale privind mandatarea și actele juridice de constituire a oricărei asociații trebuie să conțină prevederi detaliate și complete privind condițiile de exercitare de către acesta a mandatului special încredințat. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa, având ca obiect stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Comunei Bucium în adunarea generală a acționarilor SCE, Compania Regională de Apă Bacău, SA, motiv pentru care propun spre aprobare proiectul de hotărâre așa cum a fost întocmit. Mulțumim frumos. Doamna Mădăvea, mă aveți cuvântul. Mulțumesc. Membrii Comisiei Juridice au aprobat favorabil proiectul propus. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Domnule primar, aveți cuvântul. Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pentru trimestrul 4 în anul 2021. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbateri dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe trimestrul 4 anul 2021 cu suma totală de 25.000 lei la suma lei, sumă rezultată din unele transferuri respectiv din menoarea unor sume de la unele capitole bugetare și suplimentarea la alte capitole unde este necesar. Astfel, la secțiunea de funcționare se transferă suma de 10.000 lei de la finanțarea Centrului pentru Protecția Copilului la autorități executive, titlu, bunuri și servicii pentru decontarea unor cheltuieli și necesare până la sfârșitul anului 2021. Plată, abonament, monitor oficial 2022 și utilități pentru buna funcționare. La secțiunea de dezvoltare se suplimentează partea de venituri cu suma de 25.000 lei. Se transferă credite de la obiectivul de investiție extindere rețea alimentare cu apă la obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare. Aceste credite urmează a fi primite de la Ministerul Dezvoltării pentru credite la obiectivul de investiție extindere rețea de canalizare. Se suplimentează la obiectivul de investiție modernizare, sistem de iluminat public pentru întocmirea PTH și depunerea cererii de finanțare la AFM. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobările proiectului de hotărâre prezentat. Mulțumim. Domnule Ciota, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. În urma analizei, proiectul a fost aprobat. Mulțumesc. Dacă sunt înscrieri pentru acest proiect, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Acum, doamna raportă. Am prezentat rapoartele, dacă cineva vrea să le prezinte.
Atunci trecem la diverse, dacă aveți probleme. Doamna Corneanu, aveți cuvântul? Da. Domnule primar, dacă puteți, ne prezentați un pic situația ultimelor lucrări din comun, cumva, ce s-o mai executat. Mă referiți la lucrări de apă și canalizare. Da, 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 da. Din ce... Lucrările merg bine. Confirmăm, așteptăm și ceva bani să vină. Sper să vină. La lucrarea de canalizare s-a făcut la Răcăuț drumul pădurii, care o știți, e gata. Am în două părți. Vorbesc de extindere, că cealaltă e terminată. Până la Boteanu. Am oprit lucrările la Boteanu pentru a merge până la Neagul, la ulița lui Neagul, acolo, la coborâre, spre Conț. Și am adus să-mi facă traversările. Au făcut traversarea la Botean, traversarea la unde întoarce autobuzul în Tepșan. Astăzi începe traversarea la școală. Se intre cu extinderea în investiția, da, în investiția cealaltă, în canalizarea cealaltă. Și... mai sunt câteva, tot la fel, raporturi principale să se racordeze la conducta principală și dacă mai e timpul bun, începe la Răcăuț, de la Boteanu până în, dacă mai e timp bun și mai e... Și o să vină. Da, da. Și o să vină. În rest, la investiția cealaltă principală, așteptăm să facem recepția, mai e un pic, totul e în regulă, ne trebuie un ice build, un fel de proiect, exact ultimul, cum e lucrarea făcută. Așteptăm să facă și ice build-ul ăla și să facem comisia de recepție. Și da drumul la investiția de apă și canalizare pe fonduri europene. Cam atât în mare. Dacă vreți să mai știți ceva, în primul rând așteptăm sumă. Ceva bani să... Că nu mai au nici de unde pune să lucreze. Mulțumim. Dacă mai sunt înscrie? Nu. Atunci declarăm ședința închisă. Mulțumim frumos de participare.